18.749 de secții de votare, dintre care 18.454 în țară și 295 în străinătate, urmează a fi înființate pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie, potrivit anunțului făcut pe site-ul oficial de Autoritatea Electorală Permanentă. În județul Giurgiu vor fi înființate pentru acest scrutin 244 de secții de votare, dintre care 48 în municipiu. Numărul secțiilor de votare este semnificativ mai mare decât la alegerile parlamentare din 2008, când au fost 18.104 secții, dintre care 221 în străinătate. Potrivit calendarului electoral, termenul limită pentru depunerea candidaturilor în vederea alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012 este 30 octombrie, adică cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data scrutinului. Campania electorală începe în 9 noiembrie, cu 30 de zile înainte de ziua votării și se încheie în 8 decembrie la ora 7.